Bună, Gagici! Vă salut din spatele camerei astăzi. Pentru că anotimpul ăsta, primăvara, se pare că vine și el în sfârșit, deși, paranteză, mâine se anunță iarăși ploi și vânt și temperaturi scăzute. În ultima săptămână ne-a ținut tot stilul ăsta, chiar în ultimele două săptămâni, dacă stau bine să mă gândesc. Două, trei zile de primăvară, după aia iar ploaie, lapăviță, ninsoare, vânt, temperaturi scăzute, adică un fel de început de iarnă. Așa, dar totuși, parcă nu mai văd așa portabile parfumurile astea grele, foarte grele, așa de iarnă. Așa că am zis eu să vă arăt astăzi ce parfumuri am purtat eu cel mai des iarna aceasta. Pentru că încet încet o să trec la parfumurile de primăvară, mai florale, mai ciprate, mai pudrate și așa mai departe. Mai ușoare puțin, nu atât de puternice și de greoaie ca cele de iarnă. Vi l-am pus aici pe Escada primul, imediat vi-l desfac. Acesta este dragul de el, Escada Magnetism, preferatul, iubitul meu din toate timpurile. Adică este parfumul meu de când eram puștoică, de când eram mai tinerică. E un oriental vanilat. Haideți să vă citesc notele. La vârf are fructe roșii, mama are o grămadă, coacăze negre, frunze de coacăze, licii, ananas și pepene, la mijloc frunze verzi, busuioc, floare de migdal, stânjenel, heliotrop, frezie, magnolie, iasomie, chimion, trandafir și lăcrămioare, și la bază are caramel, vanilie, paciuli, rășină benzoică, lemn de santal, mosc, ambră și vetiver. Scuze. Wow, nu o să stau să citesc note la toate, pentru că oricum nu am notat la toate parfumurile, la câteva am scris, pentru că mi-am tot amintit pe parcurs, asta e că și pe ăsta l-am purtat, asta e că și ăsta e, și ăsta, da, și ăsta, și ăsta. Așa că o să vă zic ce mi-aduc eu aminte sau ce simt și cum văd eu parfumul în cauză. Ok, ăsta e un parfum dulce, după părerea mea. Nu știu, am auzit review-uri, păreri în care se spunea că e un parfum verde. Nu știu, pentru mine un parfum verde e un parfum așa, ierbos, citric poate, dar ceva gen vetiver cu mentă, cu chestii de-astea. Nu știu, el are într-adevăr niște note verzi, dar pentru mine îi dă prospețime cumva, îi dă o notă sau îi dă chestia aia de buzi, cum zic fetele din străinătate, dar atât, adică nu merge în partea aia de ierbos, de verde, nu, sub nicio formă pentru mine. Eu îl simt dulce, îl simt caramelos, vanilat. Dacă știți voi, era un parfum mai de mult la Avon, se numea Aromadisiac, cele care îl știți, care sunteți mai vechi pe la Avon, poate știți, în partea asta e, în zona asta e. E un dulce frumos. E pentru femei de toate vârstele, și pentru fete mai tinerele, mai puștoaice, și pentru femei mai mature. Deși poate, nu știu, și pentru că l-am purtat eu atunci când era mai puștoaică, îl văd mai apropiat pentru fetele astea mai tinere. Sau, mă rog, până în, nu știu, de la 40 încolo parcă văd ceva, un parfum mai matur, mai pretențios, mai sofisticat, da? Ceva în genul ăsta. Pentru că el nu miroase așa luxos, opulent, chestii din astea. Dar are ceva al lui. E minunat. E un dulce complex. Adică nu e, nu știu, doar dulce și așa. Eu îl simt, v-am zis, și dulce și acidulat, așa cumva. Nu știu, e foarte, foarte frumos. Are longevitate și siaj moderate. Nu persistă, wow, nu e o bombă din aia, dar pentru prețul lui mai ales, îl găsiți pe Elefant și pe Parfumo mai ieftin, în jur de 100-100 și un pic, toată chiar până în 100 de lei la 75 de mililitri, e gramajul maxim, am impresia lui. Sau vă mai recomand de la DMP, parfumurile care fac replici sau copii sau nu știu cum vreți să le ziceți, după parfumuri celebre, cum e și îmi venea să-i zic casa, nu e o casă, e, mă rog, brand sau firmă sau ce este, Infinite Love, așa este și DMP, pe care, nu știu, îl cumpăr în egală măsură. Cumpăr și de la Infinite Love și de la DMP. Într-adevăr, de la DMP am luat prima dată,
chiar înainte să amestec cada original, am luat de la DMP și pe vremea aia, deci acum, nu știu, vreo 10-13 ani, poate mai mult, persistau maxim alea de la DMP. Acum le-au mai diluat și pe ele, nu știu care-i faza. Dar da, vă recomand să încercați și le de la DMP. La 100 de mililitri este 95 de lei un parfum și au și ei diferite promoții și oferte. Da, per total, ăsta e un parfum dulceag care merge, după părerea mea, nu numai iarna. Eu o să-l port și în primăvara asta, deci poate o să-l vedeți și în parfumuri de primăvară. Pentru că mă gândesc că poate îi crește persistența. Eu când l-am avut atunci în trecut, când îl tot cumpăram la început, în perioada adolescenței mele, îl purtam vara. Vara mai mult seara sau după amiază, așa. Și era bombă cu ceas. Deci, da. Per total, vi recomand, îmi place maxim, e unul din parfumurile mele preferate. Următorul este Tesorii d'Oriente Byzantium. Sau Byzantium de la Tesorii d'Oriente. Un parfumel ieftin pe care îl găsiți pe Parfumo, pe import direct, cu 20-21 pic de lei, în Auchan cu 25, în DM cu vreo 30 și ceva. Îl găsiți de altfel în Kaufland, Carrefour, peste tot, în toate hipermarketurile, cred că îl găsiți și la magazine din astea mai mici. E un parfum destul de accesibil, și la Penny. Da, îl găsiți cam peste tot. Mie îmi place ăsta cel mai mult de la ei, Byzantium, pentru că are nota aia de laudan, ceva de genul. Pentru că este un oriental floral, pentru că are note din astea aromatice, așa, condimentate, spicy, scorțișoară, are migdale de altfel, are trandafir negru, că pe el scrie rosa negra sau ceva, rosa nera e labdano, aici scrie. Da, îmi place din această cauză, are și vanilie, are tot felul de balsamuri, are un pic de mosc, este un dulce vanilat, cremos, balsamic, eu îl simt ca pe un Irish cappuccino cu migdale și cu nuci și v-am mai zis eu cu un pic de cremă Nivea sau Dove. Am înțeles că aduce cu Sweet Oriental Dreams Dream de la Montale sau Montal. E persistent, are siaj, cui îi place Alien, Hypnotic Poison, Shalimar, Angel Kenzo, Versace Crystal Noir, Addict, La Vie Belle. Sigur o să-i placă și ăsta, deci încercați, dați un as. În Auchan sigur îl găsiți, pe la DM nu-l văd atât de des, dar la Auchan sigur este mereu acolo. E un parfum addictiv din punctul meu de vedere, îmi vine să mă dau cu el mereu. Am o sticluță, încă una în plus, pentru că una mi-am luat-o eu și una am primit-o cadou. Da, foarte, foarte bun e. Eu îl și combin cu ceva mai light câteodată, pentru că am unele zile în care îl simt prea greu, prea greoi. Pentru că este într-adevăr balsamic, așa, e ca un parfum oriental, așa, adică prea oriental, nu știu cum să vă zic. Și poate fi sufocant și greoi. Da. Următorul este La Vie Belle Leclerc. Această coajă de portocală îmbibată în alcool, așa îl simt eu. Adică simt o portocală, dar mai amăruie, nu foarte dulce. Nu foarte, foarte dulce. Simt flori albe, simt vanilie, îl simt și puțin pudrat, așa, puțin de tot. Pentru mine e un dulce floral. El e încadrat ca oriental floral. Știu că e făcut de Dominique Ropion. Are note de bergamotă, parcă mandarine, are orange blossom, floare de portocal, așa, și flori albe. Care probabil sunt gardenii, tuberoze, iasomii, ceva de genul. Știu că are iasomie sambac, sigur. Așa, în bază știu că are lemn de santal, sigur, și cred că și paciulii. Nu se simte atât de tare La Vie Belle, ADN-ul de la Vie Belle în el, deci cele care nu agreați La Vie Belle original, eu zic să încercați varianta asta, dacă vreți și voi un La Vie Belle totuși, cum am vrut și eu, pentru că la început mi-a plăcut, acum 1000 de ani când a apărut La Vie Belle, dar nu, pe parcurs m-am plictisit de el, nu prea pot să-l mai suport.
Și de-aia am vrut neapărat asta. Eu am apa de parfum aici. E... Vedeți, apa de parfum are sticla mai grasă, așa. Apa de toaletă e mai lungă, mai înaltă. Da. E un cremos, un... o bombonică, o portocală bombonicioasă. Are și ea, și ea și persistență moderată, la fel, nu pot să zic că e wow. Poate și pentru că l-am purtat iarna, am înțeles că primăvara da randament mult mai bun, așa că o să-l încerc și pe ăsta, primăvara asta, să vedem cum e. Poate s-a schimbat lumina, da, poate să persiste un pic mai mult. Și am înțeles că ar semăna cu Love by Killian în sticla asta nouă, mai albicioasă, așa, nu știu sigur. Dar, da, per total îl recomand, îmi place foarte mult, e o nebunie de floare de portocal. Mai departe am Palmarola, Le Couvent de Minim, ceva de genul. Haideți să-l desfac. Eu am varianta de 50 de mililitri, am primit-o cadou... de la prietenul meu, mai de mult. Ideea e că eu îmi doream altceva și el n-a mai știut săracul sau nu știu ce... Da, a zis că le-a încurcat și m-am trezit cu ăsta. Nu m-am hotărât ce să fac cu el, dacă să-l desfac, să-l miros, să-l iau la purtare, să-l dau înapoi, așa. Aveam impresia că este o, am termen o anumită dată de returnare sau, mă rog, de, voiam să schimb cu altceva. Pentru că l-a luat din Douglas. Cred că doar acolo se găsesc parfumurile astea. Și până m-am hotărât eu, mi-a trecut termenul. Așa că am rămas cu el. Și culmea, acum, de curând, nu știu, o lună, două, trei să fie, nu știu, nu mai țin minte exact, l-am văzut pe Notino. Ce credeți? Cu vreo 100 de lei, până într-o 100 sau 100, un pic peste 100 de lei, nu mai știu, că erau foarte multe sortimente de la ei. Și nu mai știu exact, dar oricum pe acolo prețul, pe la 100 de lei. Deci vă dați seama cât am putut să mă oftic, nu? Da, deci m-am zgâriat puțin pe față, dar asta e. Bine, glumesc, Doamne ferește. Da, pentru că nici nu mi l-am dorit pe ăsta și m-am pricopsit cu el și acum să-l văd, prietenul meu a dat 200, l-a luat la preț întreg, că nu era nicio promoție acolo, nimic. 230 sau 229, ceva de genul. Și să-l văd la Notino cu 100 de lei, vă dați seama, adică mai mult de jumate sau, mă rog, măcar jumate de preț și tot baiurea. Da, în fine. Ideea este că acum nu mai îmi pare rău, pentru că m-am hotărât să-l port și l-am portat de câteva ori. Nu foarte, foarte mult, pentru că totuși am câteva parfumuri și nu, chiar n-aveam timp, pe unele le-am purtat mai mult pentru că mi-au plăcut mai mult și na. Așa. Dar îmi place ăsta. Ei spun că e un floral lemnos moscat, unisex. Într-adevăr, da, sunt de acord. Poate fi purtat și de bărbați și de femei, fără nicio problemă. Este o iasomie pentru mine. E o iasomie lemnoasă, așa să zic. O iasomie aromată, misterioasă, pentru o persoană așa mai serioasă, misterioasă. Adică nu pentru fetele drăguțe, romantice, așa, jucăușe, știți voi. Nu. Pentru cineva un pic mai serios sau în zilele în care vreți să fiți mai serioase, mai misterioase, așa, mai inabordabile, poate. Da, ăsta mi se pare potrivit. Asta simt eu cel mai mult, iasomie. Iasomie așa, săpunoasă. Chiar. Adică așa mă duce cu gândul cu toată după ce îl port câteva ore pe piele. Parcă se transformă într-o iasomie, nu știu, care a fost spălată, vine să zic, cu săpun, ceva de genul. Dar se transformă așa în ceva un pic săpunos. Dar nu foarte, nu e deranjant, adică. Siaj și persistență bune. Chiar prima dată când m-am parfumat cu el pe mână, am vrut să mă spăl pe mâini și așa, și tot mi-a rămas, adică m-am spălat bine aici la încheietură, așa, na, apă, să pun chestii și nu, tot nu s-a luat. E foarte, foarte mișto. Poate fi la început, primul puf, poate fi așa ascuțit, îmi vine să zic, și prea
aromatic sau prea spicy, așa, dar trece chestia aia, nu are nicio treabă, adică trece repede, cel puțin pe pielea mea. Da. Și e foarte, foarte mișto. Îmi place, v-am zis, simt iasomie, deci după mine e un floral, un floral curat, așa, îmi vine să zic. Curat și poate, poate puțin proaspăt, așa, ceva de genul. Dar ăsta e, rolul principal îl are iasomia. Și cred că datorită lui nu am mai purtat Alien. Deci iarna asta cred că mi-am dat de 2 ori cu Alien și atât. Pentru că nu am avut niciunde să-l port și, nu știu, l-am avut pe ăsta, l-am descoperit pe ăsta și am zis că dacă tot e o iasomie atât de proeminentă, să-l iau pe ăsta la purtare și să-l las pe Alien pentru ocazii mai speciale, așa cum ar trebui. Da. Wow, ăsta nici nu intră în cadru. Foarte tare. Este Rihanna Rebel Fleur sau Rebel Fleur, cum vreți. Pe ăsta l-am cumpărat de la cineva de pe Facebook. Dacă te uiți, te pup. Foarte drăguță tipa, mulțumesc mult de tot, mi-a trimis și niște mostre de parfum, în special, nu știu, deci a fost așa, gând la gând, gând la gând cu bucurie. Eu îmi doream să încerc Nina Ricci Rose Extase sau ceva de genul, ăla, Rose cu trandafir, uite că nu-mi vine acum, așa, și ea fix pe ăla mi-a trimis o mostră foarte tare, deci m-am bucurat enorm, parcă mai mult decât de Rihanna. Da. Plus alte parfumele pentru care îi mulțumesc foarte mult. Foarte drăguță tipa. Și știu că așa se face când vinzi, cumperi, faci schimb oamenii ăștia parfumați sunt foarte drăguți. Foarte, foarte drăguți. Deci, da. Pe ăsta, de fapt, l-am purtat ceva. Oricum, nu era plin când scria acolo că este luat, nu știu, câțiva 50 ml din el. Deci cât l-am mai purtat și eu, s-a mai dus din el. Dar, și este tester, deci scrie și pe el și e fără capac. Da? Oricum, mai bine pentru că e varianta de 100 de ml, parcă. Ia. Da, 100 de ml. Și plus capacul ăla, cred că nu, nici n-aveam unde să-l țin la mine acolo. Da. Nu pot să zic că are așa persistență cum mă așteptam eu sau cum am auzit alte păreri despre el. De aia o să-i dau și lui ăsta altă șansă și în această primăvară. El este un șipră fructat. Eu îl simt fructat dulce. Cam așa îl simt eu. E foarte frumos, îmi place. Deci chiar îmi place și de aia o să-l port și în primăvară și cred că și la vară ar merge pentru că are notă de cocos. Ăsta din câte știu eu sau da, are, că de-aia am și zis, zic, mamă, pe ăsta-l port și la vară. Are tuberoze pe care le simt, are paciulii în bază, ceea ce știți că mie îmi place. Da, de-aia, nu știu, îl prefer, cred că acum, în primăvara mai mult, pentru că n-am putut să simt chiar atât de mult paciuliul ăla, deși știu că l-are în bază și nu știu, o să văd, o să-i mai dau o șansă cum v-am zis. Dar e un parfum foarte frumos, sexy, seducător. Nu mi se pare chiar așa de toate zilele, adică de-aia nici nu l-am portat, v-am zis, foarte, foarte mult. Trebuia să am starea necesară pentru el, nu știu de ce. Nu știu care notă e de vină, dar ceva mă deranja așa un pic la el. Dar în rest, sunt mulțumită. V-am zis, deci până acum cred că am avut parfumuri numai cu sia și persistență moderate, în afară de Le Couvent ăsta, care a fost un pic mai tare. În rest toate sunt așa, moderate. Unii la seamănă cu Angel, mie nu mi se pare, nu știu, nu chiar nu are tăria lui Angel, n-are paciuliu ăla proeminent, așa, nu. Și mi se pare și ăsta un parfum mai maturel, așa, matur, adică nu foarte jucăuș și pentru puștoaice, pentru fete de liceu sau așa. Da, dar overall așa, pentru un parfum de vedetă și făcut bine, că tocmai pentru că e făcut acum câțiva ani, nu mai știu, cred că 2000 și ceva, 2007, 8, 9, 10, ceva pe acolo, da, probabil ingredientele erau mai puternice și de asta e atât de bun.
Asta vreau să zic, că pentru un parfum de vedetă e super bun. Hypnotic Poison, iubitul meu. Ăsta este de la DMP, pentru că, sincer, nu am vrut să investesc în parfum original, pentru că e peste bugetul meu. Și asta de la DMP, ăsta seamănă cu apa de toaletă, cu Hypnotic Poison EDT. Da, apa de toaletă. Persistă la fel. Am fost și am testat. Am fost în Sephora și în Douglas și am testat apa de toaletă de la Hypnotic Poison. Și m-am parfumat și cu ăsta. Pe mână aveam original, pe mână aveam ăsta. Și persistă la fel. Și mirosul este aproape identic. Așa că, na, până o să am eu bugetul necesar sau o să prind o promoție ceva, o să mă mulțumesc cu ăsta de la DMP. Atât mai am din el, e cel mai purtat, a fost cel mai purtat, pentru că e iarăși un preferat de-al meu din toate timpurile. 100 de mililitri, a fost 95 de lei, codul este H3 Bitter Perla, scrie pe undeva pe aici pe el. Da, Bitter Perla. Și este apă de toaletă pentru femei. Da. Este un parfum destul de vechi pe piață acesta, știu că e 90 și ceva, 97 sau 98, dacă țin minte bine. E un oriental vanilat, greuț. Eu îl simt dulce, migdalat, pudrat puțin, prea puțin de tot, mai mult vanilat dulce. Știu că și ăsta are o notă de cocos, cred că la mijloc sau la vârf. Are iasomie, are tuberoze, trandafir, lăcrămioare, are vanilie, migdale, clar că oricum îl simt migdalat. Ce mai are? Mosc și cred că are și lemn de santal, dacă nu mă înșel eu, în bază. Ceea ce e foarte, foarte mișto. Deci mie îmi place lemnul de santal pentru că îi dă așa o cremozitate. E un parfum seducător, cald, provocator, puternic, feminin, persistent, nu mai zic. Deci, oricum, știu că am DMP-ul, da? Dar vă zic ca și cum aș vorbi despre original, pentru că v-am zis, este aproape identic. Nu știu, acum, na, vă dați seama, ingredientele nu sunt aceleași, așa. Dar la suprafață, ceea ce rămâne, este un miros identic, din punctul meu de vedere. Mi se pare că e un parfum pentru femei cu personalitate așa mai complexă. E un parfum unic, un miros unic, adică nu treci neobservată cu parfumul ăsta, sigur, așa. Nu știu, pentru unele persoane s-ar putea să fie greoi acest miros, dar mie îmi place, e un parfum puternic. E un parfum pentru o femeie puternică, de fapt. Nu știu dacă eu sunt sau așa, dar poate vreau să mă simt așa. Și atunci port parfumul ăsta. V-am zis, longevitate are, siaj are, e aproape perfect din punctul meu de vedere. Ar putea fi un pic mai persistent, dar e ok și așa, ca să nu deranjăm pe alții. Jimmy Choo, apa de parfum. Wow, iubitul meu, un alt iubit. Doamne, cât poate să-mi placă și ăsta. E un șipră fructat, la fel, destul de vechiuț pe piață, 2010 sau 2011, 9, nu mai știu, corectați-mă, pe acolo, 2010 să zicem. E un paciulos fructat, lemnos, condimentat cald, e un caramelicios, e un pământiu, așa, e un dulce fructat paciulos pământiu. Cam asta e pentru mine. La ăsta știu că are nota aia de pară la început pe care o simt câteodată și câteodată nu. Nu știu ce se întâmplă cu nasul meu. În fine. Și niște note verzi. Acum, nu știu. Eu îl simt proaspăt condimentat așa câteodată. Deci, cred că probabil de la notele alea verzi. Acum, nu știu ce fel de note verzi, dar note verzi. Așa. Mai are ceva toffee, adică pralină sau caramelă sau ceva de genul. Dar știți, toffee, T-O-F-F-E-E, chestia aia dulce, caramelicioasă, așa. Aia are și paciuli. Asta are în bază. Foarte mișto e și ăsta, are o aromă unică. Deci e un parfum cu o aromă unică. Nu cred că întâlnim așa pe la toate parfumurile mirosul ăsta. Mie îmi place foarte mult. Mi se pare și un parfum gurmand, așa, chiar dacă n-are...
Vedeți, n-are vanilie, că asta ar fi, de exemplu, la gurmande, dar are caramelul, care, sau mă rog, toffee ăla, care îl poate face gurmand. E o aromă sofisticată, mi se pare, un parfum sofisticat, dar un parfum pentru sezon rece clar, adică nu prea-l văd vara, purtat sub nicio formă, poate să fie intoxicant, poate să fie prea mult, poate să fie ex, deci nu, sub nicio formă, eu nu l-aș purta vara. E un parfum superb. Mi se pare că pe lângă patchouli și toffee, ăsta e vedeta parfumului, vedeta din parfum. Îmi place foarte mult, mi se pare un parfum puternic, de altfel, seducător, iarăși, un parfum cu atitudine, un parfum cu ajutorul căruia, iarăși, nu o să treceți nepremarcate. Exprimă putere din punctul meu de vedere, frumusețe, dar nu e light, deci cred că v-ați dat seama din tot ce am zis eu aici, nu e un parfum light, ușor, nu e, nu știu dacă ar mai merge acum la, pentru primăvară, s-ar putea, nu știu, o să-l încerc și acum când o să mai crească așa puțin temperaturile, dar să fie într-adevăr primăvară, nu cum ne-a amăgit până acum această vreme capricioasă. Da, poate să fie puțin intoxicant la început, așa greu, când vă dați primele pufuri cu el, dar, nu știu, dați-i o șansă, că poate vă obișnuiți cu el. Mie îmi place foarte, foarte mult, plus că mi-aduce aminte de o bună prietenă de-a mea și colegă, fostă colegă cu care am lucrat, și mereu când mă dau cu el mă gândesc la ea, că mi-aduc aminte de ea, pentru că și ea își dădea cu el și ei îi plăcea. Aici am un parfumel de la Eiffel, sau Eiffel, nu știu cum se pronunță, cum ziceți voi. Nu are capac pentru că i l-am pus lui Jimmy Choo. Pentru că am uitat să vă zic, eu l-am tester, nu știu de unde e, nu mai țin minte, parfumul sau nu elefant, că elefant nu are testere. Nu mai știu, un site, cred că parfumul sigur. Și nu avea capac, nu-mi place să-l văd așa chelios și l-am luat de la ăsta și l-am pus aici ca să se mențină mai bine mirosul, să nu-l văd eu așa chel și oricum capacul seamănă la ăsta, e mai pătrățos, dar tot așa negru cu argintiu și am zis că na, merge. Ok, aici am Tom Ford Lost Cherry, U28 este codul aici. Este o cireașă dulce aceasta, o cireașă condimentată puțin, sau el este un parfum cald condimentat pentru mine, dulce, cireșiu, o cireașă alcoolică, adică o cireașă alcoolică, de fapt, ce văd eu, este cireașa, sau cireșele sunt, de fapt, pe care le punea mama mea în vișinată, vișinele, de fapt, vișinele pe care le punea mama mea în vișinată, ea punea așa întregi și când, na, eram eu mică și mai își puneau și ei sau la vreo petrecere sau așa, îmi dădeau și mie și îmi dădeau, îmi puneau și câteva, două, trei bobițe de alea, cireșele, vișine de fapt. Și de alea mi-aduce aminte acest parfum. Deci, nu știu până la urmă dacă este vișine sau cireașă ce simt eu în ăsta, dacă stau bine să mă gândesc acum, dar ați înțeles voi. Pentru mine ăsta e un parfum întunecat, gurman, senzual. Are longevitate și siaj medie spre mică, depinde cât îți dai cu el, când îl porți, de exemplu, eu l-am purtat și astă vară, pentru că atunci l-am luat și nu am simțit nimic, după o jumătate de oră s-a dus, nu mai simțeam nimic și am zis să-i dau o șansă în toamnă-iarnă. În toamnă am uitat de el și m-am apucat de el în iarnă și atunci, da, a fost ok. Pot să zic că, oricum, și la cel original, persistența e aceeași, e mică. Am o prietenă care l-are pe ăsta original și la fel zice, așa că nu, eu una n-o să investesc în Tom Ford, într-un Tom Ford care nu ține pe pielea mea, pentru că nu am de unde. Punct. Ok, cam asta aș putea să vă zic despre el. Nu, eu l-am purtat pe ăsta combinat cu alte parfumuri de cel mai multe ori, pentru că așa simplu nu mi se pare un parfum, adică miroase a cireașă și cam atât, nu e un parfum complex și câteodată nu prea mi-era de ajuns. L-am purtat foarte mult și în casă, pentru că în casă, nu știu, îl simt mai cald, așa, mai aproape de piele, mai bine. Și mai am aici încă un parfum de la Eiffel. Să-l dăm pe ăsta la o parte.
Așa, ăsta este U4 și este montal intens ca... Da, e un oriental vanilat. Pentru mine ăsta este un trandafir dulce îmbibat în cafea. Eu asta simt mai mult la el, de fapt, un trandafir dulceag, mai mult decât o cafea. Nu prea simt, deși îi spune intens cafea, nu. Nu prea are treabă cu cafeaua. Îl simt ambrat, îl simt dulce, trandafiros, v-am zis. Aromat, gurmand, savuros. Parcă îmi lasă așa, îmi lasă gura apă câteodată. Așa se și deschide el cu un trandafir dulce. Apoi, parcă să zic așa că simt un pic de cafea, cafea foarte diluată cu zahăr. Și dispare trandafirul. Cam ceva de genul. Mi se pare o combinație cât de cât reușită între cafea și trandafir. Și parcă să zic că la sfârșit simt un pic de vanilie, un pic, dar mi-ar fi plăcut să simt mai mult aromă de cafea, pentru că, na, așa îi spune și numele, intens cafea. Aș fi vrut să simt și eu mai mult cafea. Simt foarte, foarte puțină. Cel mai mult simt trandafirul, dar îmi place, nu înțelegeți că nu-mi place, îmi place foarte mult chiar. Uitați, chiar atât mai am, m-am tot dat, de fapt mai am foarte puțin și am păstrat să mai îmi dau așa prin casă sau să-l mai miros. Dar da, o să-l mai cumpăr. Astea am uitat să vă zic, de la Eiffel la 100 de mililitri costă 30 de lei și la 50 de mililitri costă 20 de lei. Deci sunt foarte, foarte ieftine. Nu trebuie să vă dați pe piele neapărat dacă nu vreți, puteți să dați doar pe haine și persistă și mai mult. Și, sincer, la 20-30 de lei merită să iei din ăsta așa mai... Na, când ți se face poftă de el, poți să investești în ghilimele. 20 de lei. Da? Am și un parfumel mai nou în colecția mea. Că v-am obișnuit numai cu de-astea vechi, din 1900, toamna. Ăsta e din 2020, anul trecut, adică Zara, de la Zara, A Sweet Pastry in Paris. Ia să vedem că nu prea se vede el. Așa, asta este. Este o lămâie. O lămâie puțin sintetică, artificială, tăioasă la vârf. Așa mi se pare mie, așa se deschide. Sau o tartă de lămâie, ceva de genul. Sau, ca să vă explic mai bine, la început mi se pare o lămâie tăioasă. Și apoi se liniștește el, se așează așa într-o tartă de lămâie delicioasă, vaniloasă, foarte dulce. Deci lasă gura apă. Deci ăsta este pentru mine. Îmi place, nu pot să zic că nu. N-am consumat foarte, foarte mult din el, dar pentru câte parfumuri am, eu zic că e destul. Plus că pe lângă astea pe care vi le arăt aici, mai am și altele, dar nu sunt atât de... E un parfum dulce. Chiar foarte dulce, aș putea să zic. Da, haideți că s-ar putea să am probleme cu filmarea asta. Nu știu, o să vedem la sfârșit. Da, deci este un parfum dulce, foarte dulce, gurmand, lemnos. O tartă de vanilie vanilată cu mult unt. Așa mi se pare mie. Avem aici un preferat, iarăși, din toate timpurile, fără de care nu pot trăi. Nici chiar. Dar să zicem așa, Angel de la Mugler, acum, pentru că nu este Thierry Mugler, este doar Mugler. Această bombă de paciuli, da, pentru mine e un dulce paciulos, condimentat, vanilat, puțin pudrat chiar. Are, știu, o notă de vată de zahăr ars, sau mă rog, vată de zahăr, de fapt, nu? Nu mai știu. Nu mai știu cum se zice, în fine. Care e foarte, foarte mișto, foarte, îi dă dulceața aia minunată a lui. E un paciuli la puterea a doua, de fapt, mi se pare mie. E fermecător, e intens, îndrăzneț, e dulce. Iarăși, nu treci neobservată cu ăsta, clar. Dar să știți că e un parfum care necesită spații aerisite, spații mari, adică nu prea merge să lucrați într-un birou mic și să vă dați și foarte mult cu el, să faceți overspraying sau cum se zice, da, overspraying. Deci da, mai să nu fie aglomerat
camera unde sunteți cu dată cu el, să cel mai bine în aer liber. În aer liber și în zile mai reci, mai răcoroase. Chiar pentru mine, mie mi se pare că trebuie purtat pe o vreme, pe o iarnă geroasă, așa, pe o iarnă în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că altfel poate fi greu, poate îngreuna atmosfera, pentru că e un parfum puternic, e condimentat, e poate chiar să dea dureri de cap, sincer. Pentru că are și niște flori albe pe acolo prin compoziție și astea de obicei pentru anumite persoane dau dureri de cap. E un parfum pe care îl iubești sau îl urăști din ficați. Nu e chiar exagerat de dulce pentru că are paciuliul ăla, dar care îi mai potolește dulceața, dar totuși este, e dulceag. Ce să mai zic, e cald, puternic, ați înțeles, e o bombă, o bombă cu ceas. E, nu prea e un înger din punctul meu de vedere, mai degrabă e un înger decăzut, sincer. Dar da, e unul din preferatele mele, îl iubesc și sper să-l iubesc toată viața mea. Dacă nu vreți să investiți în... că e și ăsta destul de scumpicel. Nu e ca Hypnotic Poison, dar oricum este. Eu mai am chestia asta de la Agent Provocateur, Fatal Intens, îi spune. Așa arată. L-am purtat și pe ăsta. Pe ăsta am început să-l port din toamnă, de-aia mai atât de puțin, pentru că nu mai aveam Angel și am zis să-mi iau ăsta. Pentru că, într-adevăr, aduce cu el. Este la fel așa condimentat, spicy, cald, vanilat, oriental. Doar că ăsta, sincer, pe ăsta nu o să-l mai cumpăr. O să-mi păstrez puțin în el să-mi aduc aminte cum mirosea, dar nu o să-l mai iau pentru că persistă o oră, două, să zicem, maxim, cam așa. Apoi, într-adevăr, rămâne la nivelul pielii, dar nu. Adică trebuie să-ți bagi nasul acolo pe piele să-l simți. Și nu... Gata, ia să vedem. Așa, s-a schimbat un pic lumina. Da, prefer să dau bănuții pe altceva. Ăsta eu l-am luat de pe Elefant, la 100 de mililitri a fost 60 sau 65 de lei, 69, ceva de genul. În jur de 60-70 de lei. Ok. Și mai am încă ceva de la Notino ăsta, de la Haramain, nu știu cum, Angel, îi spune, la fel, Angel. Ăsta este un ulei parfumat, are câți mililitri ai tu? Stai să mă uit eu aici și să vedem dacă scrie. Ah, are 10 mililitri, Pure Perfume, îi spune. Așa. Și a fost 21 de lei ăsta. Deci, da. Ia să vedem, să vi-l arăt. Așa arată el. Haide mă. Scrie aici Haramain, cred eu că e. Pure 10 ml. Da. Și vă dați așa cu biluța asta. Foarte tare miroase. Doamne. Nu miroase ca Angelul, dar are chestia aia, dulceața, tăria. E mai dulce decât Angelul ăsta, sincer. Înainte la Notino aveau acolo expuse la casă parfumelele astea, acum nu știu dacă le mai au. Dacă le vedeți, încercați-le, ca să știți despre ce e vorba. Ok. Și mai am ultimul parfum și cel mai puternic, cea mai bombă posibilă. Kenzo Jungle. Oriental condimentat. La fel și ăsta vechi. 95-96, ceva de genul, creat de Dominique Ropion, iarăși, știu. Este un cald condimentat, vanilat, dulce, dar nu prea dulce, parcă mai mult se simt condimentele alea, deci se simt condimentele maxim. E aromatic, cald, știu că are multe, multe condimente de astea, gen cuișoare, chimion, cardamom, ce mai avea... Nu mai știu condimente, plus că are, bineînțeles, paciuli, ambră, are vanilie, parcă avea și vanilie, dacă țin minte bine. Știu sigur că are ylang ylang, pentru că și se și simte. Ceva flore albe, nu mai știu exact, dar oricum, și astea dau tărie. Așa că, mama, mi-a rămas miros de la uleiul ăla parfumat pe mâini.
Da, e super persistent, deci ăsta e ce e angelul. Da, ăsta e tăticul tăticilor, mămicilor. Deci, persistență monstru sacru. Deci, e un parfum masiv de persistent. V-am zis, nu e foarte dulce, adică nu e genul ăla diabetic, așa, datorită condimentelor. Simt miros foarte tare de cuișoare din alea. Sau, câteodată, nu știu, parcă miroase a cozonac, ceva de genul. Prietenul meu zice că miroase a rom. Fiecare cu ce-l doare, știți cum e. Așa. Nu e un parfum pe care să-l luați așa, blind buy. Nu, 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 nu vă recomand. Pentru că, într-adevăr, deci poate să dea dureri de cap maxim, poate să fie greoi, foarte greu. Wow, poate să fie... Puh. Am văzut niște review-uri despre el, în care lumea zicea că miroase a drojdie, a tămâie, a spray de gândaci, adică, na. Depinde și foarte mult și în ce anotimp îl purtați. Eu doar iarna l-am purtat. Și nu vă gândiți că atât am purtat iarna asta, nu. L-am pe ăsta de un an sau doi în colecție și atât am consumat pentru că atât am putut. Deci cu ăsta nu merge să-ți dai 7.000 de pufuri. Îți dai de 2-3 ori maxim și e suficient pentru toată ziua, adică nu. Nu mi se pare că e pentru birou. Trebuie ceva, o ocazie mai specială, mai drăguță, mai așa, nu știu, o ieșire undeva, ceva de genul. E un parfum, v-am zis, pe care ori îl iubești, ori îl urăști. Nu treci neobservată, clar, cu siguranță. Și cam atât, da, are... E așa, are un iz oriental, nu știu. Îmi place foarte mult. Pe ăsta l-avea bunica mea și când eram eu mică, vai, nu-l suportam, nu, 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 sub nicio formă. Dar acum chiar nu pot să zic că-l iubesc la maxim, dar e unul din preferate. Și aș mai vrea, dar nu știu dacă pot să-l găsesc pe undeva, mai este Le Tigre. Tigrul, tot din colecția asta. Dar, da, nu prea l-am văzut, e discontinuat, dar tare, tare mult aș vrea să-l am, pentru că e și ăla foarte, foarte mișto. Da, cam astea au fost parfumelele mele, sper să vă placă, dacă aveți și voi pe unul, dacă l-aveți pe vreunul din astea, spuneți-mi și mie în comentarii, am obosit, mi s-a uscat gura de cât am vorbit. Sper să fie bun filmat clipul ăsta, pentru că nu v-am zis, dar e a doua oară când îl filmez, dacă îl filmez a treia oară nebunesc, deci o iau razna cu capul. Ok. Da. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Vă pup și spuneți-mi și voi ce parfumuri preferate ați avut pentru iarna, care să sperăm că a trecut. Vă pup și vă urez o zi sau o seară minunată. Pa, pa!